Cinci oameni au fost condamnați la moarte în cazul asasinării jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul Arabiei Saudite din Turcia. Acesta era un cunoscut critic al guvernului saudit și a fost ucis în luna octombrie a anului trecut. Verdictul a fost emis de un tribunal din Arabia Saudită, dar identitatea celor condamnați nu a fost dezvăluită și nici rolul lor în comiterea crimei. De mai multe ori s-a vehiculat că omorul ar fi fost comandat de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, însă acesta a negat vehement acuzațiile. Uciderea lui Jamal Khashoggi a provocat tensiuni între Arabia Saudită și Turcia, după ce liderul de la Ankara, Recep Erdogan, a declarat că dispune de înregistrări audio cu ceea ce i s-a întâmplat jurnalistului în consulat. În timpul perchezițiilor efectuate în instituția diplomatică, polițiștii turci au descoperit substanțe toxice și că unele zone din clădire au fost proaspăt vopsite. În data de 2 octombrie anului trecut, jurnalistul a mers la consulat pentru a purta discuții privind căsătoria lui cu o femeie din Turcia. Se presupune că a ajuns acolo, ar fi fost interogat, torturat și dezmembrat. Ulterior, corpul neînsuflețit a fost dizolvat în acid. Deși inițial prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a negat asasinatul, în cele din urmă a recunoscut faptul că jurnalistul a fost ucis în urma unei operațiuni neautorizate.